USR face o declarație de presă interesantă. L-ascultăm. Mai a fost acest raport făcut și dată penalizarea și constatată că procedura a fost nelegală, nu a fost contestată până astăzi. Pentru că domnul Bode nu vrea să dea ochii cu justiția. Acesta este și motivul pentru care nici dumnealui și nici domnul Predoiu, care îl apără, și am aici și răspunsul domnului Predoiu, nu au cerut de la Uniunea Europeană niciun ban pentru această achiziție. Ne spune domnul Predoiu că s-au livrat 270 de mașini, 270 de autospeciale, cum le spun dumnealor, din 288 de autospeciale au fost livrate, 270 au fost și plătite, 52 de milioane de lei, câți bani au fost ceruți până astăzi? Zero. Era un calendar pe care l-am cerut, orice fel de contract de finanțare trebuie să aibă un calendar de rambursare. În iulie 2023 trebuiau cerute 14 milioane la rambursare. În septembrie 2023, deci în trecut, 12 milioane. Niciuna dintre aceste sume nu a fost cerută. Motivul este unul foarte simplu. Domnul Bode nu vrea să ajungă pe mâna doamnei Kövesi, pentru că dacă cere banii la rambursare, va fi investigată de parchetul european această achiziție cu dedicație, așa cum a constatat în acte oficiale statul român, și în acel moment devine pasibil de pedeapsa și de urmărirea penală a parchetului european. Documentele sunt documente oficiale de la cele două ministere și confirmă ceea ce am spus anul trecut, că este o hoție, arată cum 50 de milioane de lei din bugetul statului au fost jefuite pentru a fi date unei clientele de partid, și arată cum domnul Bode a mințit permanent și este acoperit de colegul său de partid, de domnul Predoiu, prin rambursarea acestor bani europeni pentru proiectul BMW-urilor de la prietenul președintelui Iohannis. Dacă aveți întrebări...